Slăviți să fie Domnul! Amin. Mă bucur în ziua de astăzi să fiu împreună cu dumneavoastră la această zi de sărbătoare, de bucurie. Ne bucurăm de sora Miriam, care vine din Biserica Betel, din Arad, că a găsit mângâierea alături de mirele ei, de fratele Nathan, și Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Împreună cu noi este și familia sorei Miriam, Domnul să o binecuvinteze. Noi putem să recomandăm ca o fată bună, pocăită, cum era spus de fratele Nathan, și când ne vom mai întâlni, să auzim același lucru. A rămas o fată pocăită. Și Domnul să ajute să fie o soție supusă și ascultătoare. Mă gândeam, dragi ascultători, ce înseamnă iubirea și căsătoria? Știți, mi-aduc aminte din școală, mi-a plăcut să citesc acele opere, proza, versurile care erau, tot ce ne dea de citit, cam citeam la română. Și la un moment dat am rămas așa surprins ca adolescent de felul cum expuneau anumiți scriitori ce iubirea, ce dragostea. Mi-aduc aminte, relata profesoara noastră de română în poeziile eminesciene, la un moment dat iubirea însemna a ieși undeva din spațiu uman și a intra în cosmos, ceva deosebit, extraordinar. Dar pe parcursul vieții lui, poeziile au ajuns să fie ca un semn de întrebare, a coborât undeva pe pământ cu picioarele, și după aceea, la finalul poeziilor sale de iubire, mai mult era dezamăgire și frustrare. Mă uitam la un moment dat în poezia lui Nichita Stănescu, Leoaică tânără, iubirea. Considerai ceva care te atacă, te lovește și îți lasă răni. Nu știu cum vedeți dumneavoastră căsătoria. Cei care nu s-au căsătorit, așteptați cu drag. Cei care sunteți căsătoriți, vă bucurați din toată inima. Amin? Amin. Dar sfaturile sunt pentru cei doi, și nu numai, pentru cei ce suntem căsătoriți și cei ce urmează să se căsătorească. Ce înseamnă de fapt iubirea și căsnicia? Cum vede Dumnezeu și cum este în conceptul lui Dumnezeu căsătoria? Ce spune Sfânta Scriptură despre căsătorie? La un moment dat vorbește cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, când face referirea respectivă în Efeseni capitolul 5, atunci când relatează cuvântul lui Dumnezeu, taina aceasta este mare, versetul 32, vorbesc despre Hristos și despre biserică, e comparația între biserica Domnului și Domnul nostru Iisus Hristos, logodnica și mirele, urmând să fie nunta mielului, când vom sărbători-o cu Domnul în cer. Asta e concepția și spunea, asta e exemplu, așa cum a fost odată legea ca un simbol a celor ce urmează, a celor sfinte. Și când Dumnezeu a creat familia, a avut un scop bine precis. Îmi place când spune cuvântul lui Dumnezeu, bărbaților, iubiți-vă nevestele ca și Hristos biserica. Spune apoi, nevestelor, fiți supuse ca Domnului. Mă uit în creația lui Dumnezeu, căci dacă vorbim de familie, vorbim de creația lui Dumnezeu, și îmi place în Geneza, în capitolul 1, când Domnul, Dumnezeu în cuvântul lui, explică câteva lucruri și face câteva referințe care mie mi-a atras atenția. Atunci când Dumnezeu a creat pământul, spune cuvântul Domnului și a numit pământul, uscatul pământ și grămada de ape a numit-o mări, apoi a spus pământul să dea verdeață în versetul 11 și a dat iarbă, sămânță după soiul ei și pom care să facă rod și care au sămânța în ei. Spune încheierea versetului 12, Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Vorbește despre soare, lună și stele și a pus acele hotărâri care Dumnezeu le-a luat și le-a făcut poruncă, soarele, luna și stelele, să stăpânească ziua și noaptea, să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era
bun. Vorbește despre viețuitoarele mării și spune în versetul 21: Dumnezeu a făcut pești cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele. După soiurile lor a făcut orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Vorbește despre viețuitoarele pământului și spune cuvântul Domnului că ce le-a făcut și a văzut că toate erau bune. La finalul versetului 25. Apoi, spune în versetul 26, Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și continuă cuvântul în versetul 31, la finalul creației, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. A creat pe segmente creația lui și erau bune. Și la final, când le-a pus într-un întreg, erau foarte bune. Și acum eu înțeleg din versetul acesta, când a creat Dumnezeu pe bărbat, pe femeie, erau foarte buni. Și aici aș vrea să atenționez puțin expresia aceasta, așa-ți bărbații, așa-ți femeile. Și apare starea aceasta de degradare, că așa-ți toți, așa-ți toate. Dar în creația lui Dumnezeu erau foarte bune. Era deosebit totul. Spune cuvântul că i-a dat suflare de viață în versetul 7 și apoi Domnul a creat-o pe Eva pentru Adam. Mă gândesc, iubiți frați și surori, când vorbim de căsătorie și Dumnezeu a făcut creația, a fost foarte bine. Dumnezeu a lucrat deosebit. A rânduit câteva lucruri și principii pentru prima familie și aș vrea să mergem puțin să vedem aici în textul în care vorbește Dumnezeu despre prima familie și cum a funcționat ea, unde a greșit și unde s-au denaturat lucrurile. Lucrurile acestea se întâmplă și în casele noastre. Eu un lucru știu clar. Dumnezeu când întemeiază o familie, soțul și soția, o face să fie foarte bună. Dar de acolo noi avem niște obligații, niște cerințe care Dumnezeu ni le dă și noi trebuie să le împlinim, să le respectăm și totul merge bine. Când noi greșim, apare denaturarea în familia noastră. Mai vreau să fac o referire. Când Dumnezeu vorbește bărbat, femeie, soț și soție, ne trimite puțin cuvântul și gândul zboară în cântarea cântărilor. Aici e foarte important, când ne uităm la un lucru interesant care Dumnezeu îl amintește în cuvântul său și cred că sunt pentru învățătura noastră, pentru că de aceea au fost scrise, și spune cuvântul lui Dumnezeu, aici în Cântarea Cântărilor, capitolul 2, vorbește cuvântul Domnului în felul următor. Versetul 2. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Asta era vorba unui mire care urma să fie, unui tânăr care se uita la soția lui. Din toată creația, toate femeile Dumnezeu le-a făcut foarte bune, dar el vede un lucru în toate femeile care sunt, și asta e valabil pentru fiecare bărbat, îi o creație a lui Dumnezeu, dar eu mă uit la soția mea sau la cei care urmează să se căsătorească la un crin, în comparație, spune cuvântul Domnului, ca și niște spini. Și ele sunt flori și unele și altele, dar mie mi-a dat Domnul parfumul pentru cea care e rânduită pentru mine și așa e valabil pentru fiecare și când privirea se îndreaptă spre alta, acolo mă înțep și mă doare. Trebuie să fiu atent la crinul pe care mi l-a dat Domnul. Amin. Amin. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Asta e valabil, frate Nathan. Domnul ți-a dat un crin
și să te bucuri de mirosul și parfumul care îl are. Spune mai departe versetul 3 pentru surori, pentru femei, pentru soții. Ca un măr între copaci și păduri, toți sunt copaci, așa este prea iubitul meu între tineri. Singurul care are dulceață este soțul care l-ai sau îl vei avea. În restul vei gusta ori amar, ori acreală. Și Domnul să ne ajute să putem privi lucrul acesta toată viața noastră. Am spus, iubiți ascultători, vorbind despre ceea ce Dumnezeu a creat, Adam și Eva. S-a citit aici cuvântul lui Dumnezeu despre cum a creat Dumnezeu pe Adam și apoi pe Eva și a spus, omul nu-i bine să fie singur. Și eu cred că ceea ce a spus Dumnezeu e valabil și este valabil și în ziua de astăzi și Domnul să ne ajute să-L putem înțelege așa cum scrie. M-am uitat la cei doi. Au câteva trăsături comune, caracteristici comune. Un prim lucru care vorbește cuvântul Domnului, am amintit de versetul 7, nu s-a citit în textul acum, dar câteva versete anterior. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Când vorbește despre Eva, spune că a luat-o din coastă, a adus-o la om și a spune, iată în sfârșit cea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. În primul lucru vrem să înțelegem, ambii sunt suflete vii, au gândul spre veșnicie, au viața veșnică și bărbatul și femeia și soțul și soția sunt suflete vii, au sentimente și de aceea e foarte important să fim atenți cum ne raportăm unul față de altul, pentru că e un suflet viu și voi răspunde înaintea lui Dumnezeu. Un alt lucru important și aici aș vrea să fim atenți, ambii sunt din același material. Domnul a luat din țărână pe Adam, i-a suflat suflare de viață și a ajuns, spune cuvântul Domnului, să fie un suflet viu. Dar din acest material a luat o coastă, spune, și a făcut-o pe Eva. Eu vă întreb, sunt același material? Nu putem desconsidera femeia sau soția că e un material mai rău. Așa sunt și eu, iubiți ascultători. Nu pot să vorbesc despre soț cu un material slab, la fel sunt și eu. Și Dumnezeu să ne dă putere și înțelepciune a înțelege, suntem la fel. Dacă eu greșesc, înseamnă că și celălalt are posibilitatea a greși. Dacă celălalt mi-a greșit și eu sunt predispus greșelilor, Dumnezeu să ne ajute să vedem că suntem la fel. Nu eu sunt mai bun și celălalt mai rău. Ambii suntem din același material, dar prelucrarea să ne-o facă Domnul să fim la fel foarte buni. Mă uit la un alt lucru comun. Spune versetul 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Domnul a rânduit în planul său când a făcut familia, aceștia să fie una. Înseamnă o contopire între cei doi și aceștia doi nu mai pot să fie despărțiți. De aceea, la un moment dat, spune cuvântul Domnului, când vorbește cuvântul Domnului în Matei, dinspre relatarea care o face Domnul Iisus Hristos despre căsătorie, face o afirmație, versetul 5, repetă versetul din Genesa. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă? Această unitate, contopire, frate Nathan și sora Miriam, trebuie să rămână pe viață. Și Domnul să ajute pe toți familiștii să rămână una. Aici e drept, frate Nathan.
în cazul de față, va trebui să fie unitatea cu Miriam și apare o anumită distanțare de familia din care vii. E drept că Miriam a plecat și nu mai este în familie. Gândul ei trebuie să fie la Natan acum, la familia lor. Și Domnul să vă ajute să înțelegeți lucrul acesta. Mai apare un lucru. Apar uneori prieteniile între noi și sunt foarte bine să avem anumite prietenii, legături cu cei din jur, să nu fim izolați. Dar întotdeauna cei doi vor fi una. Nu se acceptă să fie o prietenie mai strânsă decât cu partenerul care Domnul ți l-a dat. Prietenile au rolul lor, familia din care vii are rolul ei, părinții au rolul lor, dar unitatea trebuie să fie dintre cei doi, încât nimeni să nu fie între ei și nimic să nu-i despartă. Aceasta e creația lui Dumnezeu și așa a creat Dumnezeu familia și Domnul să ne ajute să respectăm lucrul acesta. După ce am vorbit de lucrurile generale, comune, apar câteva caracteristici specifice pentru soți și pentru soții. Aș vrea să menționez una, s-a citit. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele pământului, le-a dus la om ca să le vadă cum are să le numească. Un lucru care aș vrea să punctez. Dumnezeu l-a făcut pe Adam și caracteristica lui specifică să fie ca un administrator. I-a înzestrat cu înțelepciune și a pus nume la toate animalele. Asta i-a dat Dumnezeu capacitate și înțelepciune. Întreb soțiile, credeți că soții dumneavoastră sunt înțelepți? Un alt lucru specific pentru acest prim soț. Spune cuvântul Domnului, după ce Dumnezeu l-a creat pe om, versetul 8 din capitolul 2 din Genesa, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. M-am gândit în copilărie cât de frumos a fost pentru Adam. Avea o grădină cu toți pomii care îi plăceau. Putea să se plimbe și toată ziua era o relaxare. Dar spune cuvântul Domnului, când Dumnezeu l-a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, ca să o lucreze și să o păzească. Aș vrea din start, eu am auzit despre fratele Natan că e un băiat foarte harnic și asta înseamnă că va fi bine în căsnicia lor. Și vreau să vă spun tinerilor și celor căsătoriți, dacă nu vrei să muncești și ești o persoană comodă, nu-i pentru tine căsătoria. Pentru că Dumnezeu când l-a făcut pe Adam, l-a pus în grădină și nu l-a lăsat să stea degeaba. L-a pus să o lucreze și să o păzească, dar era singur. Numai Domnul a vrut întotdeauna să avem activitate. De aceea când Dumnezeu ne pune în familia noastră perimetrul care Dumnezeu ni l-a trasat, datoria mea e să lucrez pentru ceea ce mi-a dat și să veghez la ceea ce mi-a dat Domnul. Frate Natan, am spus că sora Miriam e o fată pocăită, ai spus-o și tu, credincioasă, o fată bună. Așa va trebui să rămână. E datoria ta să veghezi asupra ceea ce Domnul ți-a dat ca să rămână la standardul la care ți l-a dat și Domnul să te ajute la lucrul acesta. Mă uit la un alt lucru. Spune cuvântul Domnului în Efeseni 5. Amintesc și lucrul acesta. Printre altele spune cuvântul Domnului despre soț, cum trebuie să fie și face aici câteva referiri ca să ne poată ajuta să înțelegem mai bine lucrul acesta. Și printre altele, cuvântul Domnului spune așa, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și spune acțiunea care a avut-o Domnul Iisus Hristos. S-a dat pe sine pentru ea să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, să o înfățișeze înaintea lui, adică înaintea lui Dumnezeu, această biserică slăvită, fără pată, fără zburcitură sau altceva de lucrul acesta, ci sfântă și fără prihană. Eu am considerat și consider
în viața de familie, Dumnezeu ne l-a dat reper pe Domnul Iisus Hristos. Ceea ce a făcut Hristos pentru biserica sa, asta e datoria unui soț să facă pentru soția care i-a dat-o. De aceea, chiar dacă e numai munca aceasta fizică, că spune tot aici și nu mai citesc, cine își iubește trupul, îngrijește de el. Odată ce m-am căsătorit, e datoria mea să îngrijesc de cei din casa mea. Asta e lege înaintea Domnului. Dar un alt lucru, eu trebuie să lucrez, să veghez, ca să fie mântuirea celor din casa mea. Asta e cel mai important lucru în care voi răspunde înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e modelul și așa trebuie să fiu. Și Dumnezeu să ne ajute ca să ne putem face partea de soț în casele noastre. Apoi mai vine cuvântul Domnului și spune, ascultați. E vorba care Domnul spune aici lui Adam, după ce a fost păcătuirea lui, a auzit glasul Domnului în grădină, s-a ascuns și Domnul l-a chemat pe nume. Un lucru important pentru bărbați, pentru soți, e să stai de vorbă cu Domnul. În deciziile care le ai să le iei cu Domnul, să ai călăuzirea lui Dumnezeu, asta e datoria noastră și să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Aș vrea să ne oprim puțin și la aceste caracteristici specifice a soției. Printre altele spune cuvântul Domnului, am recitit versetul, să nu fie Adam singur, îi face un ajutor potrivit. Tu înțelegi, sora Miriam, ce înseamnă că trebuie să fii un ajutor potrivit pentru Nathan? Întotdeauna ajutorul, nu el este cel ce ia deciziile importante. El ajută pe celălalt care trebuie să ia decizii. Întotdeauna ajutorul potrivit ajută pe cel ce este în prim plan, dar nu se ridică în prim plan el. Asta e datoria ta, sora Miriam, că spune cuvântul Domnului, fiți supuse ca Domnului. Și Domnul să te ajute să fii o soție supusă și un ajutor potrivit. Dacă se întâmplă ca cel care este capul familiei să aibă greșeli și să facă greșeli, important e să fie soția înțeleaptă, ajutorul potrivit să-i vină în ajutor. Nu uităm un lucru, mari oameni al lui Dumnezeu au în spate un ajutor deosebit. Nu poți să fii în plin plan și să ai biruință fără ca Dumnezeu să-ți dea un ajutor potrivit să te ajute. Cred că înțeleg soțiile. Sunt atâtea plângeri care pot fi și dintr-o parte și din alta. Dumnezeu să ne ajute să ne înțelegem locul și să slujim cum Domnul ne vrea. Aici aș face o specificare. Care sunt atribuțiile, era odată o întrebare a soției, și care sunt atribuțiile bărbatului? Astea sunt lucruri femeiești, astea sunt lucruri bărbătești. Și-i drept că este o anumită delimitare. M-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu, printre altele vorbește despre o familie deosebită, despre Avram, și face o referire despre familia aceasta, Avram și Sara. Vorbește cuvântul Domnului de frumusețea cum vorbea Sara, Domnul meu. La un moment dat, Avram vorbește, rogu-te, știu că ești o femeie frumoasă, rogu-te, fă-mi hatârul acesta, fă-mi această dorință să fie împlinită. Era o comunicare cu respect. A Sara spunea, Domnul meu. Și o recunoștea în autoritate. El spunea, rogu-te, fă cu tare lucru. Vi se pare frumos în familie? Cred că dacă fiecare își face partea, lucrurile merg frumos. Dar mă opresc la un aspect care uneori m-am frământat în dreptul lui. Avram spune, versetul 6, când a venit acei trei bărbați și era în zăduful zilei și era sub stejar la umbră, s-a întâlnit cu ei și a zis că vrea să mănânce la el, s-a dus repede în cort la Sara și a zis, ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și fă turte. Eu întreb soțiile,
Dacă ar veni soțul și spune, și o zi caldă, poate astăzi e răcoare, dar o zi turidă și poate nu-ți merge aerul condiționat, pune-te repede frământă fături, te avem musafiri și vin deodată. Nu te anunță din timp, atunci pregătește-te și fă, poate ai de lucru. Care e reacția ta ca soție? Îmi place cuvântul Domnului, ceea ce face referire aici, Sara nu s-a tulburat. Când urmează discuția între Avram și acei bărbați, cu acel bărbat, spune, care era îngerii Domnului, spune, Domnul meu, și asta a spus numai încet, pentru ea, nu s-audă ceilalți. Așa era respectul în interior. Când soțul devine ori poate mai autoritar în vorbă, mai repezit, mai grăbit, poți să rămâi liniștită și să mergi mai departe? Poate uneori ți se pare că prea conduce lucrurile și spune ce ai de făcut. Putea să spună Sara, văd eu câte măsuri de făină frământ și dacă fac turte sau poate altceva. Avram i-a spus, vreau să faci asta. Și a ascultat. Cât e de frumos când apar situațiile acestea, ajutorul potrivit să-l completeze și Domnul să ajute la lucrul acesta. Dar mă uit la un lucru, are musafiri, îi dă repede poruncă să facă, cam așa iasă din cuvântul Domnului, și face referire cuvântul Domnului mai departe. Avram a alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun, l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă, a luat unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise, l-a pus înaintea lor, el însuși a stat lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Știți că uneori soții sunt foarte autoritari și dă reguli clare soțiilor. Dar dacă vreți ca să lucreze, trebuie să fiți și voi să puneți mâna. Nu le-a lăsat singur Avram pe Sara. A fost și el și a lucrat alături de ea. Asta a făcut Sara, asta a făcut el. Cât e de frumos să meargă buna comunicare și armonie în casă. Dar mă uit la o altă familie, vorbește cuvântul Domnului, se citește des la nunți și spune cuvântul Domnului la un moment dat în Proverbe, capitolul 31, de o altă soție și face aici câteva referiri și este lăudată de cuvântul Domnului. Cine poate găsi o femeie cinstită? Spune, ea se duce, ea face, îi face bine, dă hrană, gândește la un ogor, îl cumpără, face haine, bărbatul e bine văzut, veghează asupra celor din casă, deschide gura cu înțelepciune și sunt numai învățături plăcute. Să vii acasă totul făcut, copiii rezolvați, ea administrează, ea rânduiește toate, tu numai mergi la ședințele care sunt. Și sunt uneori, iubiți ascultători, familii în care soția trebuie să facă totul și soțul are o altă menire. Mă întreb, frați și surori, dragi ascultători, în aceste două extreme trebuie să fie un echilibru. Dacă unul e prea într-un caz e prea autoritar, soția rămâne într-o stare de amărăciune și de descurajare, pentru că e tot timpul maltratat. Și asta nu-i place Domnului în suflet viu. Când lăsăm poverile prea mult pe soție și numai ea face totul, și poate unul ne place, nu ne le compromitem cu confortul. Să nu cadă sub povară și este distrusă. Făceam această referire la țara lui Israel, era la mare hotar și în pustie. Poate una dintre familii în care soția să fie în pustiu și nu mai vede fericirea și nu mai este decât uscăciune și alta este scufundată în toate problemele și înnecată că nu mai face față. Dumnezeu să dea echilibru ca cei doi să se înțeleagă. Un alt lucru care e foarte important și cred că Miriam a înțeles și fratele Nathan lucrul acesta. Îmi place când Domnul vorbește de un alt lucru despre Eva, despre această soție de care face referire. Spune cuvântul Domnului, Adam i-a dat numele de Eva, că era mama tuturor celor vii. Și apoi tot în cuvântul Domnului, în capitolul 3, spune, femeia avea datoria de a naște copii. Și aici era o pedeapsă în dreptul acesta. Nu uitați soțiilor, datoria sau menirea care Dumnezeu a făcut-o, scopul suprem este să fiți mame.
Domnul să o ajute pe sora Miriam să poată să rămână și ea în ascultare. E acest dar dat de Dumnezeu, caracteristică specifică unei soții, pe lângă cele care le-am mintit, e de a fi o mamă, să se ocupe de copii. Dumnezeu să binecuvinteze toate soțiile. Dumnezeu să binecuvinteze toți soții. Să lase Domnul binecuvântarea peste Nathan și sora Miriam. Am sesizat în cuvântul lui Dumnezeu. Familia aceasta a mers foarte bine. Până la un punct, când a apărut îndoiala și negocierea în anumite lucruri interzise de Dumnezeu. De aceea i-a spus Dumnezeu lui Adam, să ai grijă, păzește, dar, spune, nu cumva să te atingi de pomul cunoștinței binelui și răului. Când ei doi și-au trecut această limită, au gustat din alte lucruri care erau interzise, a ajuns nenorocirea în casa lor. Spune cuvântul Domnului, Eva a negociat, Adam era lângă ea. Dumnezeu îi dase poruncă lui Adam să nu mănânci cumva. Adam era acolo și trebuia să vegheze. Uneori o axândim pe Eva și drept că ea a negociat cu șarpele, a luat prima gustat, dar i-a dat și lui Adam. Adam era lângă ea, el în autoritatea care o avea și ceea ce îi cerea Dumnezeu, el trebuia să păzească, să vegheze, să nu se întâmple lucrul acesta și el nu și-a făcut partea. Când noi nu ne mai facem partea unul și altul, când nu mai este comunicarea cu Dumnezeu, comunicarea între noi, apar erorile și nenorocirile. Și a apărut acel blestem pe care Dumnezeu îl spuse clar, când ei vor păcătui, vor fi blestemați. Să lase Domnul binecuvântarea în toate căsniciile. Să lase binecuvântarea Domnului peste cei doi. Să rămânem în ascultare, ambii și unii și alții în veghere. Și în felul acesta, Dumnezeu va binecuvânta și va mântui familiile noastre. Și așteptăm ziua aceea când să ne întâlnim cu mirele nostru, să fim la masa mielului, să fim mireasa lui. Noi fiecare de aici și cei doi, amin.